din partea noastră, aplauzilor din dumneavoastră, că protopopiatul cel mai mult din Strujdeț, un reprezentant din Hribovca, Părintele Costică, continuă nașul Părintele Ioan, Părintele Oțuna, și noi de la Strujdeț vă felicităm cu aceste frumoase sărbători de iarnă, sărbătorile cele mai frumoase de la mic și până la mare, pentru că când se le așteaptă nu numai cei vârstnici sau bătrâni, dar cu plașii, pentru că Mântuitorul primește trup omenesc, făcându-ne asemenea nouă fără de păcat, pentru ca să ne facă pe noi fii după har al lui Dumnezeu. De aceea, cea mai mare bucurie venim la dumneavoastră aici ca să vă aducem acele urări frumoase de bucurie, acele colinde care sunt rugăciunile poporului nostru, pentru că într-însele trăiește biserica, dar noi suntem adunare a Bisericii lui Hristos. Și deci, aceste colinzi noi predăm sfințenia cea mare, dragostea cea nemărginită a lui Dumnezeu Tatăl, pentru că Mântuitorul primește trup omenesc din dragostea lui Dumnezeu, pentru că așa spune Evanghelul lui Ioan, teologul, că așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul cel nou născut l-a trimis ca tot cel ce crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Deci Dumnezeu Tatăl trimește pe Fiul său nou născut ca să ne facă pe noi fii al lui Dumnezeu, de fapt. De aceea vă mulțumim foarte mult pentru dragostea, pentru stima și respectul care îl aveți față de noi, români aici, din Corea de Rom, dar de fiecare dată când la inima dumneavoastră și ne întâlnim, sunt cuvintele care le-a rostit prorocul David, cât de bine și cât e de frumos când frații sunt împreună. Și să dea Bunul Dumnezeu tot timpul să simțim această bucurie și Mântuitorul care se întrupează în Picioara Maria, în coapsele ei Feciulești, să întrupeze în inimile și în sufletele noastre virtuțele cele mai frumoase și cum a spus și astăzi, la Ciudei, deci este o sărbătoare istorică, pentru că un locaș sfânt s-a sfințit astăzi, când unele în au presfințitul nostru Mitropolitul Onufrie, în parohiile noastre românești, așa de la Poalele Carpaților, aici în frumoasa și Dulce Bucovină, să dea Bunul Dumnezeu, nu numai aceste pietre care se zbesc, dar pietrele sufletești care sunt mai însemnate, pentru că pentru aceasta să construiesc locașurile ca să zidim pietre duhovnicești, inimile și în sufletele noastre. Și să dăm Dumnezeu și noi de aici, de noastre aici, așa împreună să simțim această bucurie a nașterii lui Hristos și în viitor să ne vedem așa cum când o vedeam în ei, așa spunea ceva. Multă fericire, pace, sănătate, bucurie și binecuvântare Mântuitorul să fie aici, în consulatul dumneavoastră. Preacucernice, Părinte Protopop, dragii noștri, noi suntem onorați de prezența domniilor voastre aici, la Consulatul General României la Cernăuți. Ne-ați făcut o sărbătoare, ne-ați înălțat sufletele noastre și ne bucură foarte mult faptul că nu uitați. Nu uitați de noi, nu uitați rădăcina, nu uitați neamul, nu uitați credința. Aveți o misiune grea. Aveți o misiune grea, de altfel ca noi toți. Nu e simplu, nu e ușor ca să treci prin viață și să ai această misiune ca dumneavoastră de misionar, de a sădi în sufletele oamenilor credință. Noi vă vom sprijini de fiecare dată în limita competențelor noastre, dar dincolo de aceste competențe, dincolo de aceste legi care există și care reglementează relația noastră bilaterală, există acea unitate în suflet și în credință și în neam, care ne sprijină și care ne unește și care distruge orice frontiere și orice graniță între noi.
De aceea este sfânt ceea ce faceți dumneavoastră, de aceea este sfântă venirea dumneavoastră la noi, pentru că în felul acesta putem să ne înălțăm și putem să fim împreună în această unitate spirituală a poporului român. Consulatul General v-a sprijinit, de acum încolo vă va sprijini și mai bine. Pe noi ne onorează relația cu domniile voastre. Nu ezitați în orice situație să apelați la sprijinul nostru, la sprijinul nostru autorizat, corect și legal. Iar în ceea ce ne privește, de fiecare dată vom rămâne deschiși pentru orice relație, orice relație care plădește, care dezvoltă, care construiește binele în rândul comunităților noastre. Să vă dea Dumnezeu, Părinte Protopop, dumneavoastră, preacucernici părinți, sănătate, pace în familiile voastre, să vă întărească bunul Dumnezeu în credința și în drumul pe care dumneavoastră urmați bine, cu succes, și sfânta sărbătoare a Crăciunului să o întâmpinați în pace, în prosperitate, bogăția să nu lipsească din sufletele și din casele domniilor voastre, să dea bunul Dumnezeu să fie bine în România, în Ucraina, în toată lumea. Încă o dată îmi exprim admirația pentru ceea ce ne-ați făcut astăzi, pentru această clipă de colind care ne-a unit și care ne-a onorat. Noi, din ceea ce avem, că suntem slujbași ai statului, v-am pregătit și noi cadouri, dar bineînțeles că aceste cadouri sunt prea neînsemnate ca să măsoare și să cântărească dragostea pe care o purtăm din toate timpurile. Primiți așa cum sunt ele, dar știți că în inimile noastre și acolo la București partea și sufletul dumneavoastră cântărește foarte mult. Încă o dată cel mai mare că noi suntem studiilor voastre și noi suntem mulțumim. Sănătate noi, și... Un cadou non-stop, parcă și anului pentru noi. Da, da. Dar astăzi, în mod special, vă vom acorda aceste mici daruri simbolice care... Acolo să duceți cu bine.